Inspectoratul de Poliție Județean Neamț și UM0807 aduc mulțumiri ADR Nord-Est, părților implicate, autorităților locale, echipelor de implementare a proiectului și, în ultimul rând, comunității locale care au susținut și au fost parte integrală a acestei realizări remarcabile. Vă mulțumesc. Cu permisiunea dumneavoastră am să rog pe domnul director Vasilea Sandei să fac câteva precizări. Mulțumesc. Aș începe prin a vă felicita pe dumneavoastră, domnule inspector șef și echipa de implementare și pe cei care au lucrat înainte, pentru că mi-aduc aminte că am semnat contractul de finanțare cu domnul Tablan, cred, da, și cu alți membri ai echipei de implementare. Să felicit și firmele implicate în realizarea proiectului. Au făcut o treabă de foarte bună calitate și doar privind imaginile, cum arăta acest sediu și cum arată astăzi, ne dăm seama de importanța lui. Și meritați felicitări și pentru că sunteți singurul inspectorat de poliție din țară care a terminat la timp un proiect finanțat pe eficiență energetică din programul Operațional Regional 2014-2020.